Hei, hei! Astăzi vă arăt rutina mea de dimineață înainte de muncă. Prima dată când mă trezesc, îmi place să deschid geamul ca să intre aer curat în cameră. După care îmi aranjez patul. Încerc să fac un pic de sport, dacă am chef. Astăzi am avut chef. O să observați și fața mea chinuită. După sport, neapărat trebuie să fac duș. M-am spălat pe dinți și pe față. Știu că puteam să mă spăl pe față și în duș, dar am ales să o fac așa ca să pot să filmez. Mi-am pregătit micul dejun, mi-am făcut terci de ovăz cu banană. Am pus și fulgi de ciocolată, mai multă banană. Smeură congelată. Afine. Sirop de arțar. Și fulgi de cocos. Și cam așa arată micul meu dejun. Cât timp mănânc micul dejun, îmi place să verific Instagram-ul sau să-mi pun un serial pe Netflix. Aici mă uitam la Friends. După care îmi fac rutina de skincare. Aici am folosit o apă tonică, o cremă cu acid hialuronic. Crema mea preferată de zi de la La Roche-Posay. Și SPF de la CeraVe. De obicei asta e tot ce îmi pun pe față înainte să mă machiez. M-am machiat. După care m-am îmbrăcat, mi-am luat o pereche de blugi negri, pentru că asta trebuie să port la muncă. O bluziță tot neagră, așa s-a nimerit, n-am planificat neapărat cu ce o să mă îmbrac. Și mi-am mai luat și un cardigan. Tot negru s-a nimerit să fie, pentru că este destul de frig afară. You can watch me.
Și cam atât. Cam asta este rutina mea de dimineață. Vă pup!